Candidatura lui Cristian Popescu Piedone a fost contestată pe motiv că nu ar locui în București, ci în Bragadiru. Sesizarea a fost făcută de un bărbat și depusă la judecătoria sectorului 2. Piedone l-a contrazis și a spus că în Bragadiru locuiește soacra lui, nici de cum el. În contestația depusă la judecătoria sectorului 2, bărbatul susține că, deși legea cere oricărui candidat la primărie să locuiască în raza localității pe care vrea să o conducă, Piedone nu locuiește în capitală, ci într-o comună din apropiere. Mai mult, bărbatul cere anularea deciziei Biroului Electoral Central. Se poate observa prin constatare zi de zi că domnul Popescu Piedone pleacă la activitățile zilnice și revine de la ele de la strada Sipetului, Orbragadiru. Solicit ca în cadrul probei cu înscrisuri să-i puneți în vedere candidatului să depună la dosar ordinele de deplasare întocmite în ultima lună pe ruta Bragadiru-Sipetului, primăria sectorului 5. Se arată în sesizare. Într-o intervenție pentru un post TV, Piedone a negat că ar locui în Bragadiru. Acesta a transmis că locuiește de fapt în sectorul 4. Cristian Popescu-Piedone și-a depus candidatura la primăria capitalei din partea PUSL, partidul fondat de Dan Voiculescu. El a prezentat un tricou cu mesajele «Je suis pe papig» aluzie la declarația făcută la adresa sa de contracandidatul Cătălin Cârstoiu și și eu sunt interlop. Săptămâna trecută Cătălin Cârstoiu l-a comparat pe un contracandidat căruia nu i-a dat numele cu personajul de desene animate Peppa Pig, o purcelușă